Dar ce ai făcut în viață și regreți cel mai mult că ai făcut? Dintre tot ce ai făcut în viață? Dar nu știu, acum n-aș vrea să... Nu știu dacă... Adică... Să regret așa profund. Nu știu, orice fel de regret, mai profund, mai puțin profund. Am niște regrete așa, care mă mai încearcă uneori, da? Cum ar fi? Nu știu... Că n-am fost mai studios, adică... Puteam să mă... dezvolt mult mai bine. Și am mai făcut niște greșeli așa de apreciere, de... Legate de oameni sau... Da, legate de oameni și... pentru că uneori am fost superficial și repezit. Adică în loc să stau să mă gândesc mai mult care ar fi consecințele, de ce așa, așa... Nu, din prima, da, hai, da, bun, hai, dă-i, vedem noi, o rezolvăm, hai. Asta am reproșez că... Și acum sunt repezit, bun, s-a mai, repezeala s-a mai diminuat, ca la... O dată cu vârsta. Păi da, ca la Cristiano, devine... Cristiano nu mai prinde viteza aia pe care o prindea când era tânăr și nici detent aia nu mai are. Așa, dar asta, și puteam să fac mai mult, adică puteam să mă dezvolt mai mult, dar am pierdut mult timp aiurea. N-am știut să-mi gestionez timp. Asta e o mare problemă a mea cu gestionarea timpului. Pentru că tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, se ocupa el de asta. Și nu m-a lăsat singur. El îmi făcea aia și cu aia și îmi spunea unde trebuie să merg, la cât să fiu, ce ore am. Ce. Și n-am știut să-mi gestionez timpul. Am pierdut mult timp aiurea. Chiar mult timp. În loc să fac ceva... pentru mine și pentru alții, chiar am pierdut timp.